Astăzi, de 8 martie, șoferițele din municipiul Drobeta Turnu Severin au fost amendate cu flori de către poliția rutieră din cadrul IPJ Mehedinți. Acest gest a adus un zâmbet pe fața doamnelor și domnișoarelor care s-au speriat la semnalul polițiștilor. Cu ocazia zilei de 8 martie, polițiștii biroului rutier împreună cu poliția municipiului Drobeta Turnu Severin oferă câte o floare tuturor participantelor la trafic. Mulțumesc mult! Surpriză pentru femei. Agenții din cadrul serviciului rutier IPJ Mehedinți au dăruit astăzi flori tuturor doamnelor și domnișoarelor participante la trafic cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Cu ocazia zilei de 8 martie, lucrătorii biroului rutier le urează tuturor doamnelor și domnișoarelor un călduros la mulți ani și o primăvară frumoasă. Ați întâlnit domnișoare, doamne care s-au speriat, se gândeau că o să fie sancționate astăzi în trafic? Au fost câteva doamne care s-au speriat că pot fi sancționate în trafic, însă când le-am oferit floarea, le-a revenit zâmbetul la loc. Polițiștii au ieșit pe teren, la fel ca în fiecare an, cu ocazia zilei de 8 martie, pentru a amenda femeile aflate la volan cu sute de flori. Deși unele șoferițe s-au speriat, crezând că vor fi sancționate, florile oferite le-au pus un zâmbet pe buze. Ce părere ai despre această acțiune? Mi se pare un gest foarte frumos și chiar nu mă gândeam, prima dată m-am speriat, nu știu ce se întâmplă, dar după când l-am văzut pe domnul polițist cu floarea, chiar m-am bucurat foarte mult că se fac gesturi din astea. Chiar am rămas surprinsă, foarte plăcut și este un gest foarte frumos din partea poliției. Chiar mi-a plăcut. Ai crezut-o aici și cu ceva? Da. Chiar am zis ce am făcut greșit, mă grăbesc că trebuie să ajung și la muncă și era ceva de genul, doamne, ce am făcut. Polițiștii mehedințeni respectă tradiția de 8 martie oferind câte o floare tuturor șoferițelor. Gestul a fost însoțit de urările frumoase, dar și de nelipsitele recomandări preventive.